Bine v-am regăsit români de pretutindeni. Noi teme de actualitate la un doctor pentru dumneavoastră în această seară. Boala cronică de rinic și o nouă frontieră a creierului. La prima parte a emisiunii, boala cronică de rinic, Invitatul meu, profesor universitar doctor Mircea Penescu, medic primar medicină internă și nefrologie, șef clinică de nefrologie, spitalul clinic de nefrologie, doctor Carol Davila, președintele Fundației Medicina și Muzica. Concert maestru al orchestrei medicilor, membru fondator și vicepreședinte al Societății Române de Nefrologie. Bine ați revenit la un doctor pentru dumneavoastră. Ne onorează prezența dumneavoastră vă de fiecare dată. Bine găsit! Vă mulțumim, vă mulțumim și dumneavoastră, este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran din acest moment, liniile noastre telefonice sunt deschise, de asemenea suntem live pe Facebook, pe pagina noastră, un doctor pentru dumneavoastră, dar și pe pagina TVR internațional și nu uitați și de platformă tvrplus.ro a Televiziunii Naționale. Și uh, voiam să încep așa, citam un studiu al doamnei profesor Luiza Spiru, uh, care spune: Sunt foarte puțini oameni care își aleg meseria în funcție de pasiunea și harul lor. Acesta este principalul factor de stres pentru un om, este o povară la nivel emoțional. Conform statisticilor, doar 20% dintre cei care muncesc fac o meserie care le place, în timp ce 80% muncesc pentru îndeplinirea unor obiective uzuale. Iar dumneavoastră spuneți, mi-am urmat menirea de a face bine oamenilor și într-o dimineață m-am trezit cu acest gând, bine înțelenit în cap, că trebuie să devin medic. Nu am greșit îmbrăcând pentru o viață halatul alb. Așadar, credeți în destin, domnule profesor? Da, cred în destin. Și ce destin... înseamnă și cât este de important să-și urmeze un om cale? În primul rând, este esențial să o intuiască să fie conștient de ce îi se potrivește. Dimineața în care m-am trezit cu acel gând statornic era o dimineață când aveam între 17 și 18 ani. Deci nu cu mult înainte de a termina liceul. Până atunci făcusem școală serioasă și cu un efort bine dozat pe toate materiile, pe toate domeniile, nu cum se face acum se începe din clasa nouă, să spunem, clasa întâia de liceu, se începe să se restrângă paleta preocupărilor spre domeniul respectiv. Dar, într-adevăr, cred că este esențial în alegerea unei profesii să-ți scrutezi puțin interiorul și să vezi ce anume te atrage, ce ți-ar face plăcere, eventual ce te-ar pasiona. Pentru că uh, o profesiune făcută cu bucurie, cu plăcere, cu pasiune, cu interes, cu curiozitate, este, într-adevăr, uh, cum să spun, uh, garanția unei vieți frumoase. Uh, profesia poate să devină și o povară, atunci când există un asincronism între ceea ce, între ritmul tău interior și ceea ce trebuie să faci. De aceea, sigur că Luiza Spiru, pe care o cunosc foarte bine, și la primul congres de stres pe care l-a organizat la Palatul Parlamentului, am avut o conferință care se intitula Legată de stres, o zi din viața unui medic. Pentru că stresul unui medic este uneori de, de proporții insuportabile. Este într-adevăr o, o proiectie care... Presupune multă concentrare și ești expus la, la stresuri de tot felul. Dar uh, școala de muzică, muzica în general, v-a dat o anumită disciplină? Da. Uh, am spus totdeauna că muzica nu este uh, numai, știu eu, o, o pasiune, nu este numai o evadare din, din cotidian, nu este numai o detenționare din stresul zilnic de care vorbim. Muzica este o școală a disciplinei, o școală a educației, muzica făcută metodic îți deschide, dacă vreți, aprehensiunea către toate celelalte domenii care cer concentrare, care cer autocontrol, care cer, până la urmă, atenție și inteligență. Disciplina ar trebui să avem și noi dacă ne referim la prevenție, boala cronică de rinichi, practic da. tema noastră din această seară. Vă citeam o statistică, tot mai mulți oameni afectați de probleme renale la nivel internațional, bolile cronice ale rinichiului afectează între 11 și 16% din populație, cred că e mai mare mm. procentul decât acesta. Și vă întreb ce rol au rinichii, rolul colosal, foarte frumos, dumneavoastră mereu ați adus metafore. Rinic este un organ, rinicul este un organ de lux, este cenzorul organismul. Cenzorul final al organismului. <laughs> da. Ce să vă spun în primul rând? Noțiunea de boală cronică de rinichi, care este deplin plin împământenită toate școlile medicale, nu este cea mai fericită expresie după părerea mea, pentru că de zeci de ani ne străduim să mergem cât mai în profunzimea diagnosticului, să fim cât mai preciși. Iar când ne întoarcem la generalități, boala de rinichi, ca și cum mă spune boală de plămân, boală de ficat, boală de cap, dar nu ce anume boală. Însă, această formulare are avantajul statistic, pentru că permite, într-adevăr, să afirm, da, între 8 și 10%, 16 e cam mult, să știți, uh, au o suferință renală cronică. Nu înseamnă că sunt propriu-zis bolnavi de rinichi, dar înseamnă că nu mai ating performanțele maxime ale omului tânăr sănătos. Să știți că însăși înaintarea în vârstă presupune uh, o diminuare a capacității de filtru a rinichiului și a funcțiilor sale extrem de complexe și de multiple. În așa fel încât, Volens, Dolens, după 65-70 de ani, ne ducem în zona bolii renale cronice, mă rog, care înainte era numită neilegan nefropatie senilă. Deci, și din această categorie rezultă o cotă din cei 10% bolnavi de rinichi. Sunt mai multe stadii să ajungem cele din urmă la insuficiență renală? Da. În primul rând, Aș face mențiunea că noi suntem dotați, prin vrerea Creatorului, cu cel puțin dublul necesar de nefroni. Mai precis, cu un singur inic se poate trăi foarte bine, cu 50% din ce am avut inițial. Când se pierd circa 65%, deci mai rămân 35% din nefronii funcționali, de-abia atunci încep să se acumuleze în organism substanțele toxice, cum este ureia, creatinina, acid uric și altele până la 231 după un studiu. Deci, numai când ne apropiem de o treime din capitalul inițial de nefron, de-abia atunci începe să sufere sub acest aspect al toxicității uremice. Deci, este un, un organ cu care creatorul ne-a supradotat, ca să spunem așa. Asta nu înseamnă că nu se învăldăvește. Ne întreabă telespectatorii, acidul uric crescut poate indica o boală de rinichi? La ce să fiu atent mai departe? Acidul uric crescut arată o dezordine metabolică, pe de o parte, ea însăși putând fi cauza unei boli de rinichi, nefropatia hiperuricemică sau nefropatia gutoasă, dar și în cadrul insuficienței renale, acidul uric crește la rând cu toate celelalte și este un semn al, al unei suferințe deja instalate. Deci, acidul uric rezultă din catabolism, adică din arderea um, um, proteinelor, cărnii de animal tânăr, acizii ribonucleic, dezoxiribonucleic, uh, purinele, toate acestea produc acid uric. De aceea, viscerele, deci organele, sau carnea de animal tânăr, sau icrele, sau, sunt producătoare de acid uric, care are și el multe consecințe nefaste, de la cele articulare până la cele renale, cum spuneam. Ce ar trebui să facă telespectatorul? Asta întreba mai departe. Telespectatorul ar, ai ca investigații? Da. <coughs> Sigur că boala cronică de rinichi, Sub această umbrelă mare a denominației, ascuzându-se vreo 100 și ceva de entități, poate fi depistată prin cel mai simplu examen, prin examenul de urină. Pentru că, dacă vreți, rezultatul final al filtrării și al excreției este acest lichid biologic care, analizat cu atenție, poate să ne dea niște indicații. Fie că scoate se elimină foarte multe cristale care pot să fie de acid sau de oxalat. Fie că e o descoamație de celule epiteliale, fie că sunt leucocite foarte multe, fie că sunt globule roșii, adică hematii multe, uh, cilindri și așa mai departe, toate acestea, uh, sub ochiul unui microscopist antrenat, spun ceva. Deci este o metodă simplă de a arăta că există o dezordine. Apoi, excepțională, este ecografia care ne dă uh, informații atât asupra structurii anatomice, cât și a diferitelor uh, sindrome, de exemplu sindromul obstructiv, atunci când o piatră a coborât și a uh, blocat ureterul, sau prezența unor calcul sau unor formațiuni tumorale sau unor chisturi. Ce înseamnă prevenție, domnule profesor, în bolile renale în general? Știu că ați pornit inițiativa unui program național de prevenție a bolilor cronice renale. Cred că mai de mult în colaborare da, cu medicii da, 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 da. de familie, în care să se facă un minim de investigații, da, spuneați da. atunci. Despre ce este vorba mai exact? Deci, în primul rând, boala cronică de rinichi, poate fi adesea total asimptomatică. Prin asta este o boală perfidă, pentru că nu dă semne, dar taxează și se ajunge uneori să ai simptome când e prea târziu. Deci prevenția înseamnă o atitudine proactivă față de orice afecțiune posibilă, deci niște controle periodice, controle simple, controle clinice, pentru că și o hipertensiune poate să semnifice îmbolnăvirea rinichiului. Pentru că hipertensiunea renală, așa cum se știe, este una dintre cele mai serioase, cele mai grave hipertensiuni. Sau apariția unui sindrom anemic, o paloare care pare a fi banală, poate fi consecința faptului că în rinichiul la sclerozan nu se mai fabrică eritropoietină. Sau apariția edemelor, umflăturilor, periferice sau la ochi sau la pot anunța o boală de rinichi care se manifestă prin pierdere masivă de proteine în urină sau eliminarea de urini spumoase. Mă rog, v-am dat câteva exemple din domeniul clinic. Iar paraclinic începem de la ceea ce e simplisim, un examen de urină făcut cu sedimentul și stansfel și cu rocultura respectivă pentru depistarea unei eventuale infecții urinare, sau altor <coughs> anomalii precum și analizele de bază, hemograma spune foarte multe, viteza, acest trepied diagnostic cu aciduric, examinarea urinii în 24 de ore, dozarea albuminei dacă există și a proteinelor eliminate. Deci cam astea sunt, plus imagistica, care e foarte complexă, începând cu ecografia. Ne întreabă un telespectator, am feritina foarte mare, peste 370, am 72 de ani, am hipertensiune arterială. Ce investigație ar trebui să fac? Feritina mărită poate să semne sigur și o dezordine în ceea ce privește metabolismul fierului, dar feritina este și un test de inflamație. Și mai. Plauzibil este să există un proces inflamator în organism care generează această situație. Părerea mea e că într-o situație de genul asta a trebuit un screening axat puțin pe hematologie și pe situația metabolismului fierului, dar și un screening general pentru a depista eventual o altă cauză inflamatorie a creșterii feritinei. Deci o inflamație, chiar infecție, poate să ducă la creșterea feritinei. Avem un telefon din Piatra Neamț. Bună seara, întrebarea dumneavoastră. Bună seara. Bună seara. Da. vă rog, pentru domnul doctor. Domnul doctor, am o la dumneavoastră. Eu am făcut un ecograf și mi-a găsit periniciul stâng, zice 5-6 chisturi. Cel mai mare este de un centimetru și jumătate. Așa. Eu nu pot să spun că mă doare, nu mă doare ziua, nu, n-am nimic. Dar când beau rece sau fac efort, mă doare în partea stângă, aici devine până jos, în șold. Vă rog frumos, dacă puteți să-mi spuneți, trebuie să fac vreun tratament, este ceva de făcut, se poate lucra la chisturile alea să dispare, nici nu știu despre ce este vorba și ce aș putea să vă întreb despre chisturile astea ale mele. Da, pe scurt, da. Există două categorii de chisturi renale. Sunt chisturile, așa este se dobândite, care pot fi solitare sau câteva, cum e cazul dumneavoastră, da. și care apar prin astuparea unui tub urinifer cu, să spunem, niște celule care se descoamează și fac un dop și continuând procesul de secreție, presiunea în amonte ca un lac de acumulare. E un mic baraj și în spatele lui un lac de acumulare. Ăsta e chistou, o bășică cu urină. Nu are nicio semnificație, nu e niciun pericol. Dar există și boala polichistică sau polichistoza renală, care e o boală genetică, este o boală autozomală, spunem noi, dominantă cel mai frecvent, care are o serie întreagă de, de complicații conexe, nu-i cazul să vorbim acum, dar care transformă rinichii într-un conglomerat de chisturi, ca o mciorchină de strugure, la dimensiuni uneori de kilograme, de la cele 150 de grame, 200 se ajunge la kilograme, deci e cu totul altceva. Probabil că dumneavoastră aveți chisturi dobândite, iar legătura între ingestia de apă rece și durere... Îmi cer scuze, dar nu o văd și nu pot să vă dau nicio explicație pertinentă. Vă mulțumim foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Uh, în diabetul zaharat, care este legătura între diabetul oh. zaharat și uh, uh, insuficiența știți renală? Știți care este da, paradoxul că insuficiența renală sau boala cronică de rinichi este cauzată în foarte mare parte de alte boli, nu de bolile rinichiului. Deci, diabetul constituie cam 30% din cauzele de îmbolnăvire a rinichiului. 30%. De ce? Există o butadă. Diabetul iubește vasele și le atacă la orice nivel. Se știe că cine are diabet riscă să facă retinopatie diabetică, arterită diabetică, cardiopatie ischemică, accident vascular cerebral, etc. Și mai ales rinichiul care este cel, unul dintre cele mai vascularizate organe din organism, respectiv, după hipofiză, care per gram de țesut e cel mai vascularizat organ, urmează rinichiul. Din cei 5 litri de sânge pe care inima îi pompează în fiecare minut în circulație, un litru și jumătate până la 2 trec prin rinichi. Iar rinichii împreună au 300 de grame, iar organismul poate să aibă 80-100 de kilograme. Vă dați seama ce irigație de lux, cum spuneam, are rinichiul. De aceea, aici are loc și filtrarea. Bun, diabetul îmbolnăvind vasele la orice nivel, atacă teritoriile vasculare cele mai bogate. Și așa se explică. Deci este o mare legătură. Diabet, da. inimă, sigur. rinichi. Sigur că da, sigur. Am e. înțeles. Ce înseamnă tratament? În... Știu că ați susținut, la un moment dat, cu academician Ionel Sinescu, nu mai știu unde a fost evenimentul, dializă sau transplant? Da la Palatul Parlamentului, la un congres al... Uh, sigur că astea sunt, uh, dacă vreți, ultimile pârghii pe care le putem acționa. Dializa reprezintă, cum deja foarte multă lume știe, o metodă de epurare extrarenală, adică un aparat care preia funcția rinichiului de filtrare și care scoate toxinele din organism și după 4, 4 ore și jumătate de, de uh, dializă, uh, pacientul ajunge la valori cât de cât apropiate de normal și se prezintă din nou la dializă peste două zile și tot așa de trei ori pe săptămână și reușește să obțină o homeostazie, adică un echilibru fluctuant, care nu mai e liniar cum e la omul normal. Deci, dializa este o soluție. Cu sigur, e minunată pentru că a salvat nu sute de mii, milioane de vieți. Dar este vorba de o protezare funcțională a unui organ care a capotat, care nu mai funcționează. Transplantul, dacă vreți, așa foarte plastic vorbind, este ca o piesă de schimb. Se transplantează un rinichi aparținând unei persoane care a fost sănătoasă și care, spunem, dintr-un motiv accidental și-a pierdut viața și cu acceptul familiei, rinichiul respectiv sau rinichii respectiv pot salva alte două vieți. Este un gest suprem de generozitate post mai aș putea spune, această donare de, de, organ. Iar primitorul, receptorul respectiv începe o nouă viață cu un rinic nou, sigur sub un tratament care împiedică rejetul, respingerea. Mai avem un telefon din Tel Aviv, bună seara, întrebarea dumneavoastră Bună seara, întâi și întâi vreau să vă felicit că ați revenit înapoi la televizia Vă mulțumesc Eu v-am urmărit pe dumneavoastră ani de zile și eu am o întrebare profesorului Penescu În ultimul timp creatinina la mine s-a urcat puțin peste normă și potasiu Vreau să întreb dacă brânza de telemea ar fi cea de vină. Hmm. Uh, cauza e cu totul alta. Trebuie, în primul rând, uh, văzut ce afecțiune aveți. Dacă aveți hipertensiune arterială. Am dacă... avut hipertensiune arterială și am avut și uh, boală de zahăr, diabet. Am reușit să scad 15 da, da. kg și m-am hey. lecuit de ele. Sigur că asta ar fi să spunem contextul în care se produce vulnerabilitatea asta a rinicului noastră, iar apropo de telemea pe care toți o apreciem are două defecte. E sărată și atenție, da. și doi, conține proteine cam 20 de grame la sută. Tot atât cât conține carnea de vacă, de vită. Deci, iată că ceea ce se recomandă la toți pacienții care au sindrom de retenție azotată, reducerea aportului de proteine, prin acest aport de telemea, e ca și când ați mânca carne din punct de vedere al proteinelor. Deci, sigur că trebuie să reduceți aportul, deși cu cu părere de rău, ca să spun așa. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Mai avem un telefon și din Franța. Bună seara, întrebarea dumneavoastră. Bună seara, doamnă. Sunt Ion Vasiliu din Franța. Vă rog, întrebarea. Domnule doctor, de mai mult de 20 de ani, după 2000 încoace, sufăr îngrozitor de incontinență urinară. Mai ales intempestivitate urinară. Intempestivitate. Da. De, doctorii, medicii de aici, inclusiv profesor doctor, pun această incontinență urinară pe seama exclusivă a prostatei. Ori eu nu prea... Examele pe care le-am făcut nu confirmă treaba așa asta. Eu știu că în primul rând sufăr de stres. Am fost și sunt foarte, foarte stresat. Și am auzit că asta stresul contribuie foarte mult la această incontinență urinară. De asemenea, am făcut examene pentru rinichi și nu s-a găsit infecții sau ceva deosebit. Totuși, care este legătura între funcționarea rinichilor și această incontinență urinară, domnule doctor? Adică, Franța, la ora actuală, medicina franceză, la ora actuală, nu este capabilă să vindece această incontinență urinară. Vă mulțumesc foarte mult! Și, noi vă, mulțumim. Da. și noi vă mulțumim! Uh, sigur că e o situație mai delicată, mai ales dacă spuneți că durează de mult timp. Uh, e de interes cam la ce vârstă a început, pentru că și asta spune ceva. Dar, mă rog, să nu fim indiscreți. Uh, în general, Uh, această incontinență urinară uh, provine din uh, incapacitatea uh, acestui robinet cum ar veni gâtul, colul vezicii urinare, de a-și face rolul de supapă. Știți? Uh, actul micțional este un act comandat, un act voluntar, iar abstenția, abținerea de la, de la micțiune de asemenea se poate face prin voință, teoretic. Dacă această supapă funcționează, poate aveți o scleroză a colului vezical care s-a instalat în urma unei suferințe prostatice vechi. Doamne ferește, poate prostata e atât de mare încât obstruiază uretra prostatică, vezica este foarte destinsă și aveți așa numitele micțiuni prin supra plin. Și asta ar presupune o intervenție de deblocare ca să se rezolve. Sigur că există o serie întreagă de medicamente care au pretenția că și ajută realmente. nu prea am voie să spun aici. Da, așa asta, în, decât medicamente așa. Sunt tot felul de alfa blocante, dar nu vă spune nimic. Așa care reglează ca să spunem. Robinetul de trusor. <coughs> Mi-e foarte greu să, să vă dau o soluție magistrală pentru că am senzația că ați umblat prin mulți medici. Și dacă era ceva simplu sau ușor de rezolvat, erați rezolvat deja. Probabil că e mai complexă situația. Trebuie să faceți și investigațiile astea de care vorbeam, și niște studii de urodinamică și de verifica dacă nu cumva există vreo infecție urinare care de asemenea face ineficient orice terapie medicamentoasă pe care ați urma-o până nu rezolvați infecția. Domnule profesor, vioara în Orchestra Mondială a Medicilor și dumneavoastră cântați în Orchestra Mondială a Medicilor. V-am întrebat de faptul că v-ați urmat calea și v-ați găsit menirea. Spuneați la un moment dat Primul noroc este să-ți dea Dumnezeu talent, și următorul ar fi ca părinții să-l sesizeze și să-l cultive. S-a întâmplat la fel și cu domnul profesor Amzică. Da. Da, un scurt stagiu în Orchestra Medicilor din București a avut și domnul profesor Amzică și mi-amintesc de. De perioada studenției, de fapt am început foarte din în primul an de facultate să frecventez această orchestră care a devenit a doua familie. Este un lucru minunat că alături de o profesie de vocație, cum este profesiunea de medic, făcută cu dragoste și dăruire, să mai ai încă o vocație, aceea artistică, dacă se poate. Am spus și de multe ori că profilul moral, al uh, unui medic un profil extrem de complex, care presupune empatie, generozitate, uh, milă, plus multe alte calități care trebuie spuse în, uh, în baterie, ca să zic așa, uh, pe undeva acest profil se suprapune asupra ceea ce un artist adevărat trebuie să deține și un artist trebuie să aibă toate aceste calități, să aibă dragoste față de oameni, să aibă deschidere, să aibă uh, talent și, cum spuneam, dedicare. Asta se numește vocație. Sunt câteva profesii de vocație, aceea de profesor, de dascăl, aceea de preot, aceea de medic și aceea de artist. Spuneați la un moment dat că există o legătură organică între muzică și medicină. Știu că însuși Hipocrat cunoștea foarte bine influențele muzicii asupra stării de sănătate fizice și psihice. Da. Și vă întreb, efectele muzicii asupra întregului organism? Dumneavoastră ați încercat să introduceți meloterapia da. și mă gândeam și la efectele muzicii asupra creierului. Sigur, muzica este vibrație. Iar vibrația generează niște fenomene în organismul uman, pozitive sau negative, extraordinare, greu de. Iar apropo de vibrație, și primul cuvânt, la început a fost cuvântul, a fost primul impuls și prima vibrație care, dacă vreți, a dat naștere vieții. Medicina trebuie făcută cu suflet. Nu este suficient să știi niște lucruri teoretice, să manevrezi niște aparate. În procesul ăsta de vindecare și de tratare, care este extrem de, de complex, e nevoie de empatie, este nevoie de comunicare, este nevoie de acea capacitate care descarcă povara asta aia, insuportabilă a bolii, a temerii, a suferinței, a temei de necunoscut, o descarcă pe omerii medicului. Medicul preia lucrul ăsta, metabolizează din greu și ca un paratreznet descarcă aceste energii negative, poate se încarcă el cu, cu energiile, dar pacientul, dacă simte că medicul îi preia uh, grijile, înseamnă că a întâlnit un punct de sprijin în, în univers. Au titrat colegii mei pe ecran divinitatea în muzică și în medicină. Există divinitate în muzică și în medicină? Da. Știți, m-am gândit, la un moment dat vorbeam despre medicina în triunghiul divin, care înseamnă minte, gândire, care înseamnă inima și care înseamnă mână, care e ghidată de, de minte și de inimă. Sigur că muzica, așa cum au spus-o mulți, este stropul, picătura de divinitate pe care Creatorul a picurat-o în fiecare din noi. Pentru că divinitatea, de fapt, este și în noi. Divinitatea nu este o abstracție. Nu este neapărat acel Dumnezeu cu barbă și mustăți și cu triunghiul respectiv care a reprezentat foarte frumos simbolic, dar divinitatea este frumusețea și bunătatea din fiecare om. Iar un artist nu poate exista fără să aibă cultul frumuseții, fie că e vorba de frumuseția sunetelor sau frumusețea culorilor sau a formelor. Uh, și niciun doctor nu poate să uh, își facă de plin misiunea dacă nu este bun, dacă nu este empatic, dacă nu este cald, dacă nu este uman și dacă nu aspiră la redobândirea sănătății care înseamnă armonia, armonia trupului și sufletului. Aș vrea să-mi povestiți puțin despre orchestra medicilor. Știu, ea este înființată în 1954. Dumneavoastră spuneți că este ca a doua familie și foarte frumos spuneați undeva: Primii ani au fost efectiv de mare bucurie artistică pentru că lăsam totul, chiar și cursurile de anatomie, Ei, care bă. erau în aceea zi în care aveam repetiții la Ateneu. Da, să ai un profesor ca Emil Repciuc, nume de legendă al medicinii și al anatomiei, ca să particip la repetițiile orchestrei. Poate nu era corect din partea mea, dar asta a fost realitatea, pentru că uh, anatomia se mai învață și în uh, sala de disecție, se mai învață și din curs, mai puțin uh, de la ex-catedra, dar repetiția e repetiție și muzica e muzică. Da, a, a fost o perioadă care, pur și simplu, m-a atras magnetic spre, spre scenă și îmbinarea aceasta, acest binom între medicină și muzică, care e o dominantă, dacă vreți, să întregi mele vieți, cred că mi-a adus echilibru. Cred că mi-a adus echilibru. Cel mai important lucru este să rămâi între niște parametri ai, echilibrului, fără să deviezi în nicio direcție. Vedeți, vorbim despre divinitate, dar vorbim cu pioșenie, cu sfială. Nu vorbim ca niște bigoți. <coughs> și spuneam că divinitatea este acel acel strop de, de inspirație, de frumusețe, de bunătate plantat în fiecare din oameni și uh, prin, uh, știu eu, această legătură uh, imanentă care se creează uh, cu spiritualitatea, cu, uh, mă rog, prin rugăciune cu divinitatea, fiecare om este, este propulsat în sfere mai înalte, se autoperfecționează, devine uh, superior a ceea ce a fost inițial. Deci credința și uh, în, într-o ființă superioară este esențială, este, dacă vreți, ceea ce ne, busola noastră, este uh, ceea ce ne orientează în direcția cea bună în viață să facem numai fapte bune. Vreau să vă mai întreb despre cercetare. Spunea undeva profesorul Florin Amzica că mereu arunca un ochi peste zid la cercetători din afară și până la urmă a plecat. Se poate face cercetare și în România este foarte necesară cercetarea. Ce se întâmplă cum cu cercetarea? Are nevoie de mai multă finanțare? Uh, <coughs> vă rog. Este un domeniu sensibil. Uh, cercetarea cere oameni foarte instruiți uh, și a fi cercetător uh, este o chestiune de vocație, dacă, dacă vreți. Adică trebuie să fii pasionat de, de spiritul ăsta scorbonitor, să să descoperi ceva. Dar uh, lucrul ăsta este posibil numai în condițiile unei baze, Un dacă minut și vreți. și jumătate din această emisiune. Da, da. Deci trebuie să ai condițiile ca să faci această cercetare. De aceea, marii noștri cercetători, mulți dintre ei, începând de la Condă, de la dacă vreți, și până la premiul nostru Nobel, toți s-au remarcat în străinătate, până la palade. Deocamdată, noi suntem într-o ascensiune, dar nu am atins încă știu eu, nivelul statelor foarte dezvoltate din vest. Dar potențial avem enorm și oameni foarte buni. Dumneavoastră n-ați plecat, ați rămas în România. Da. Este o opțiune personală, așa am simțit eu, și nu-mi pare rău. Adică orice aș fi dobândit în afară, nu cred că putea să egaleze <laughs> căldura uh, prieteniei de aici, a familiei de aici și a ambianței în care m-am născut și cu care m-am obișnuit și pe care o iubesc. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezența la un doctorat eu Vă mulțumesc tână. foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Nu uitați, ora 21, investiții în România cu Cristina Leorenț, tema pe care echipa vă propune în această seară, oportunități de investiții în agricultură. Noi ne revedem luni și marți. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de TVR Internațional. Mulțumesc foarte mult!